pentru anul în care am intrat, decât să-i fi plăcut Domnului în orice lucru. Mă uitam, colosenii erau oameni credincioși negreșit. Și așa cum probabil s-au spus deja din primele versete ale acestui capitol, erau oameni care excelau cel puțin în câteva domenii. În credință, în dragoste, în nădejde, în ceea ce privește lucrarea, înaintarea cuvântului Evangheliei, așa cum spune Pavel în versetul 6, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Erau credincioși care, negreșit, în anumite domenii, erau plăcuți Domnului. Erau plăcuți și lui Pavel, pentru că Pavel vorbește cu bucurie despre aceste virtuți. Însă aveau și probleme în anumite într-o serie de alte domenii și vom vedea în capitolul 2, aveau ceva probleme de învățătură care circula printre ei. Apoi în capitolul 3 și chiar capitolul 4 se pare că aveau și ceva probleme de comportament sau de relaționare între ei și Pavel se vede nevoit să spună câteva lucruri în ceea ce privește comportamentul creștin și așa mai departe. Și de aceea Pavel face această, dacă vreți, rugăciune pentru credincioșii din Colose, a cărei țintă sau, dacă vreți, punct culminant este această expresie: tot ce cere Pavel este ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Pavel a înțeles că nu e suficient să-i fi plăcut Domnului doar în anumite domenii ale vieții de credință, nu doar în anumite, eu știu, momente și împrejurări, ci în toate lucrurile. Pavel spune: pentru voi mă rog să-i fiți plăcuți. O, dacă ne-am dorit lucrul acesta. Gândindu-mă la lucrul acesta, mi-am dat cât de mult ar schimba dorința aceasta și dacă aș umbla zi de zi, ca să împlinesc acest deziderat, umblarea mea de credință cu Domnul. Dacă în fiecare zi a anului aș vrea să, atunci când mă scol dimineața, spun: Doamne, vreau ca și astăzi să umplu într-o viață în care să-ți placă ție. Nu-i așa? Este, nimic nu-l bucură mai tare pe un părinte decât atunci când vede pe un copil de-al său că se străduiește așa cât poate el să fie pe plac părintelui. Nu-i așa că umple de bucurie inima părintelui? Cu atât mai mult mă gândesc cum privește Dumnezeu, Tatăl, către fiecare credincios care dorește și are această dorință în inimă: Doamne, să trăiesc o viață care să-ți fie pe plac în orice lucru. Dar nu doar că îl bucurăm sau, de potrivă, îl supărăm pe Domnul prin modul nostru de a fi plăcuți lui sau de a fi neplăcuți. Mă gândeam că, căutând să-i fim plăcuți în orice lucru, așa cum este expresia aceasta lui Pavel, vom semăna noi așa tot mai mult cu Domnul și Mântuitorul nostru. Pentru că aceasta este, nu, scopul fiecare dintre noi. Aceasta este menirea noastră. Ca crescând, din zi în zi, să începem să semănăm tot mai mult cu Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru. Și îmi place atât de mult că doi evangheliști, și Luca și Ioan, surprinde modul de viață al Domnului Iisus. Și Luca spune așa: și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul Iisus era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar apostolul Ioan surprinde chiar cuvintele Domnului, care spunea: Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Domnul Iisus avea această perspectivă și avea acest mod de a trăi, a fi plăcut Tatălui. Ca și credincioși, ne spune Ioan în prima sa epistolă: cine zice că rămâne în el, cine zice că este născut din nou, cine zice că este un credincios adevărat, spune acolo Ioan, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și atunci înțeleg, raportându-mă la acest îndemn sau la acest gând care l-am pentru seara aceasta, dacă zic că sunt un copil al lui Dumnezeu, că îl urmez pe Domnul și Mântuitorul meu, trebuie să semăn cu el și în privința aceasta. A fi plăcut în orice lucru Tatălui Ceresc. Mai mult decât atât, m-am uitat în cuvânt și am văzut că modul acesta de trai plăcut al unui credincios influențează, ba chiar aș putea spune condiționează răspunsul la cererile și rugăciunile noastre. Spune apostolul Ioan cuvintele acestea în întâia epistolă a lui Ioan, la capitolul 3, versetul 22: și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Uneori avem senzația că și dacă trăim într-un mod plăcut înaintea lui, și dacă trăim așa cum dorim noi și evident este neplăcut pentru Domnul, Domnul va răspunde. Așa stau oare lucrurile? Gândiți-vă într-un mod practic, de câte ori ca părinți n-au făcut copiii noștri o neascultare,
ceva care le-am spus, băi, nu faci așa. Și au făcut. Și după puțin timp au venit la noi și ne-a spus, tati, știi, am nevoie de ceva. Dăm ceva. Cum îi răspundem noi? Da, nicio problemă. Nu. Imediat îi atenționăm, n-ai fost ascultător acolo. Uite, m-ai supărat cu o care, în ocazia respectivă, mai așteaptă. Sau dăm altfel răspuns. De ce am crede că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, indiferent de modul în care noi ne trăim viața? Repet, a trăi o viață plăcută înaintea Domnului influențează sau condiționează răspunsul la rugăciuni și nu în ultimul rând singur se pot spune multe motive pentru care să căutăm să trăim o viață plăcută înaintea Lui este perspectiva veșniciei. Negreșit, anul acesta în care am intrat ne apropie, nu știm cu cât, dar cu siguranță ne apropia de momentul răpirii. Toate semnalele, așa auzim și noi în stânga și în dreapta, ne spun că mult nu poate să mai fie. Nu știm noi ceasul. Și nu ne apucăm să facem speculații. Însă perspectiva aceasta iminentă a veșniciei ne obligă, dacă pot spune așa, în a trăi o viață plăcută înaintea Lui. Apostolul Pavel spunea cuvintele acestea corintenilor. De aceea, ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ne silim, spunea Pavel, să-i fim plăcuți. De ce? Pentru că vine vremea când toți trebuie să stăm înaintea Lui. Și să dăm socoteala de binele sau răul, dacă vreți, aplicat pentru gândul din seara aceasta, pentru modul plăcut sau neplăcut de a trăi înaintea Lui. Și mi-a atras atenția ce spune Pavel. Ne silim. Pe cum? Nu e ușor să trăiești o viață plăcută înaintea Domnului? Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că nu. Cere efort. Cere perseverență. Nu e simplu. Și cu siguranță, dacă ne propunem ca și scop în anul acesta să trăim o viață înaintea Domnului, nu va fi ușor. Însă, cred că citind această expunere a Domnului Iisus Hristos de la versetul 13 la 20, care am lecturat-o împreună, când vezi cât de măreț este El, când vezi suveranitatea Sa, când vezi suficiența Sa, când vezi cât de maestos este descris aici, parcă nu e așa niciun deziderat care ne l-am pune noi ca oameni, nu este prea greu, nu este prea înalt. Pentru că trebuie și noi, repet, să începem să semănăm cu Cel care este Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Și Pavel spune, ne silim. În perspectiva aceasta a veșniciei, ne silim să-i fim plăcuți. Și mai mult decât atât, tot Pavel spune în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, versetul 1, ne spune că modul acesta plăcut de a trăi înaintea lui Dumnezeu se învață. Nu vine de la sine. Se învață. Spune Pavel așa, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Ați învățat de la noi cum să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu. Ce frumos! Tesalonicenii aveau în Pavel și în echipa sa de colaboratori exemple concrete de unde aveai cum să înveți și ce să înveți ca să poți trăi la rândul tău o viață plăcută înaintea Lui. Suntem noi dispuși să învățăm de la alții? Uneori suntem atât de mândri încât spunem, cum să învățăm noi de la oameni? Noi învățăm de la Domnul Iisus. Și cam aceasta este refrenul de care se aude deseori printre credincioși. Da! Uitați la credincioșii din Tesalonici. Din Tesalonic n-au avut nicio problemă să învețe, să trăiască într-un mod plăcut Domnului, numai niște oameni. Sigur, niște oameni lucrați de Duhul Sfânt. Ne teamă că uneori prin vorbele acestea că noi învățăm doar de la Domnul Iisus nu este altceva decât o fugă de responsabilitate și o fugă de a ne confrunta cu realitatea din viața noastră. Pentru că, într-adevăr, atunci când vrei să înveți de la cineva, un om credincios, un om prin care a lucrat Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță vei avea ce să înveți. Și pentru că nu vreau să ocup foarte mult timp, aș vrea să vedem din versetele citite și în special din rugăciunea aceasta lui Pavel de la versetele 9 la 12 Pavel ne spune ca să ajungi la această țintă, să poți să bifezi acest deziderat, să-i fii plăcut în orice lucru, trebuie să întâmple două condiții pe care Pavel le amintește și sunt cerințele lui Pavel în rugăciune pentru credincioșii din Colose. Și sunt la fel de valabile sau de necesare ca să se întâmple și în viața noastră pentru a putea să-i fim plăcuți în orice lucru. Și apoi Pavel tot în aceste versete exemplifică cel puțin 4 domenii prin care într-un mod concret, practic, poți să fii plăcut Domnului. Spuneam că sunt două condiții ca să poți place Domnului în orice lucru.
trebuie să se întâmple cele două lucruri pe care Pavel le spune. Primul este în versetul 9. Să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. N-ai nicio șansă să trăiești o viață plăcută înaintea Lui fără să fii plin de cunoștința voiei Domnului. Și mă gândeam astăzi, dar de ce oare Pavel nu spune mă rog și cer să cunoașteți voia Lui și spune mă rog și cer să vă umpleți de cunoștința voiei Lui? Care ar fi diferența între a fi umplut de cunoștința voiei Lui și a cunoaște voia Lui? E vreo diferență sau e doar un fel de a vorbi a lui Pavel? Și cugetând la lucrul acesta am găsit un posibil răspuns pentru mine. Poate dumneavoastră găsiți altul mai bun. Dar pentru mine a fost foarte bun acesta, și anume, când cunoști voia lui Dumnezeu, poți să o cunoști, cel puțin la nivelul minții, îți înobilezi mintea cu ea, știi ce așteaptă Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu și atâta tot. Când ești umplut de cunoștința voiei Lui, asta înseamnă că în ființa ta nu mai are loc și voia ta, plăcerea ta, dorințele tale. Ești plin de cunoștința voiei Lui. Ești plin de ceea ce dorește El. Nu mai e loc și pentru... Are și firea voilei, are și firea pământească, are și, eu știu, lucrurile din lumea aceasta, nu-i așa? Câte și mai câte lucruri. Și Pavel spune aici, mă rog să vă umpleți de această cunoștință a voiei Lui, pentru că această voie să inunde întreaga voastră ființă, fiecare domeniu, voia Lui. Pentru că această voie va duce, vom vedea la cea de-a doua condiție, și anume, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, versetul 10, prima parte. Sunt cele două condiții. Nu poți să trăiești, pentru că, vedeți, este acolo, ca să-i fiți plăcuți. Acesta este, dacă vreți, scopul final. Dar ca să ajungi aici, este necesar să vă umpleți de cunoștința voiei Lui și apoi, fiind plin de această cunoștință a voiei Lui, astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Mă gândeam, în 2015, anul care s-a scurs, ne-am purtat noi într-un chip vrednic de Domnul? Ce înseamnă să te porți într-un chip vrednic de Domnul? Înseamnă să te porți într-un chip demn de El. Într-un chip în care să-L reprezinți pe El. Să-L arăți pe El. Este o expresie des folosită. Sunt cel puțin 4 epistole consecutive în care Apostolul Pavel folosește această expresie. De exemplu, în Efeseni 4:1 se spune într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În Filipeni 1:27 se spune într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. În Coloseni aici se spune chip vrednic de Domnul, iar în 1 Tesaloniceni 2:12 se spune chip vrednic de Dumnezeu. Dacă vreți, înseamnă unul și același lucru, numai că sunt sigur anumite particularități pe care Pavel le spune în contextele respective. Dar Pavel spune cel credincios trebuie să aibă o purtare demnă de Domnul. Și mă gândeam, am dat noi dovadă în anul care s-a scurs în fiecare zi de o astfel de purtare? Dacă n-am dat, atunci cu siguranță n-am fost nici plăcuți înaintea Lui. Pentru că nu spuneam, cele două sunt condiții obligatorii pentru a putea trăi o viață plăcută înaintea Domnului. Sigur, se pot spune multe lucruri despre aceste două condiții. Am mai observat și vreau doar să amintesc despre această dorință a lui Pavel de a fi umplut de să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, este, dacă vreți, umplerea sau plinătatea, este o expresie des folosită de Pavel și mai ales aici în Epistola către Coloseni. O mai întâlnim și în Efeseni. Pavel și-a dat seama că cel credincios, pentru a putea trăi o viață plăcută înaintea Domnului, are nevoie să fie plin mereu. Plin, se spune, de exemplu, de cunoștința voiei Lui aici, în Efeseni 3:19, de toată plinătatea lui Dumnezeu, în Efeseni 5:18 se spune plin de Duh, în Filipeni 1:11 se spune plin de roada neprihănirii și așa mai departe. Numai fiind plin de aceste lucruri care vine de la El, vom putea fi și noi oameni care să trăim o viață plăcută înaintea Lui. Însă, în momentul când suntem plini de orice altceva, și nu este cazul să înșir acum o listă, fiecare ne putem da seama cu ce am putea fi plin, dacă nu suntem plin cu lucrurile care vin de la El. Ne greșim, rămân celelalte lucruri, nu-i așa? Și îmi place că Pavel spune aici, cer și cerem să vă umpleți. Nu doar puțin, nu doar câte puțin, nu doar într-un mod sărăcăcios, ci într-un mod din abundență, să fiți plini, să vă umpleți. Și spuneam că Pavel nu doar că amintește
acest scop, această țintă credincioșilor din Colose, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, și le și exemplifică patru domenii, și doar le voi aminti și voi sublinia câte ceva la fiecare, în care modul de a fi plăcut înaintea Domnului în orice lucru să se vadă. Și sunt cele patru acțiuni aduse de verbele acestea la gerunziu, care ne ajută să înțelegem domenii concrete sau practice, cum pot fi și în anul acesta 2016, sau cum pot în acest an trăi o viață plăcută înaintea Lui ca om credincios. Și primul aspect este acesta: aducând roade în tot felul de fapte bune. O viață de rodnicie este o viață care place Domnului. Este o viață care place Domnului. Nu cred că este bucurie mai mare pentru un vier când se duce în vie și vede o mlădiță care a rodit, nu-i așa? Și îi place acea mlădiță. Și o îngrijește. Și caută să o aducă în stadiul în care să rodească și mai mult, și mai mult. Dar cu rodița care n-aduce rod, ce se întâmplă? Nu este cazul să intru acum, ne amintim de Ioan 15. Repet, vrem să aducem, să fim plăcuți Domnului în anul acesta? Atenție la rodnicie. Și deseori noi, când vorbim de rodnicie în viața omului credincios, ne oprim și rezumăm totul doar la roada Duhului, care sigur este un aspect. Dar îmi place că aici Pavel subliniază: aduc în roade în tot felul de fapte bune. Faptele bune nu sunt mai puțin importante ca roadă în viața credinciosului, ca roada Duhului care are cele 9 componente. Se așteaptă de la cel credincios să fie rodnic în fapte bune. Și vă mărturisesc că, uitându-mă la generația din care fac parte, la generația care vine în spatele meu, și comparând-o cu generația înaintașilor, a dumneavoastră, celor care sunteți chiar mai în vârstă, printre multele diferențe care le văd, se sizește această diferență în ce privește faptele bune. Parcă erau mult mai din abundență înainte. Parcă era un mod de a fi al credinciosului. Era obișnuit. De multe ori uita de nevoile și de problemele care le are el ca și credincios sau familia sa, și era gata să ajute, gata să facă o faptă bună. Astăzi trecem totul prin filtrul acesta. Păi întâi să ne fie nouă bine, întâi să fie bine alor noștri, și dacă mai rămâne timp, dacă mai rămâne dispoziție, mai facem și pentru alții. De aceea aș puncta acest lucru. Vrem să fim plăcuți Lui. Atenție la rodirea aceasta în ce privește faptele bune. Al doilea element, sau al doilea aspect practic, concret, pe care Pavel îl amintește aici, cum poți să-i fi plăcut în orice lucru Domnului, este ceea ce se spune mai departe, în ultima parte a versetului 10, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. O viață care îi place Domnului este o viață care crește în cunoașterea Lui. Și Pavel iar spune aici cunoștința lui Dumnezeu. Nu spune cunoștința despre Dumnezeu. Cunoștința despre Dumnezeu este bună, dar nu ajută prea mult. Cunoștința lui Dumnezeu înseamnă să-L cunoști pe El dintr-o trăire, dintr-o experiență cu El. Și azi îl cunoști puțin, cunoști ceva din caracterul său, mâine cunoști mai mult și tot mereu. Spune aici, crescând. Există un proces continuu. Niciodată nu cunoști suficient de mult pe Dumnezeu. Și o viață plăcută lui Dumnezeu este atunci când dorești să crești în cunoașterea Lui. Mă gândeam cât de bucuros, cât de mult îi place unui tată să vadă pe copilul său că îl cunoaște suficient de bine ca să știe ce îi place și ce nu-i place și să facă numai ce îi place. Ori asta, nu-i așa, înseamnă timp petrecut împreună cu tatăl, cu copilul, înseamnă timp de părtășie împreună și așa mai departe. La fel sau lucrurile și din perspectivă spirituală. Ne propunem noi în anul acesta să-L cunoaștem mai mult pe Domnul? Acesta va fi un mod concret, practic, în a-i fi plăcut Lui. Apoi spune, în al treilea aspect sau domeniu, spune Pavel, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Întăriți în momentele de criză, de necaz, de strâmtorare, pentru că răbdarea și îndelungă răbdare sunt virtuți creștine care sunt vizibile sau se manifestă în momente de criză. Nu poți să spui că ești răbdător când toate merg bine, când nu este niciun factor de stres asupra ta, când toate îți merg bine. Dar Pavel spune aici, poți sau trebuie să fii plăcut Domnului și în momentele de necaz, de strâmtorare. Și nu este timp acum să amintesc, apostolul Petru amintește în a doua sa, în prima sa epistolă, și spune el acolo că este un lucru plăcut înaintea Domnului atunci când ai de suferit pe nedrept. Și spune el acolo, pentru cugetul altuia.
Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este că suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut răul. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Suferința pe nedrept și așa mai departe. Sunt multe alte aspecte, dar timpul zboară repede. Și un ultim domeniu concret la care Pavel ne ajută să putem să lucrăm în anul acesta, pentru că astfel să putem să-i fim plăcuți în orice lucru, este ceea ce se spune în versetul 12. Mulțumim Tatălui. Mulțumirea sau recunoștința este un lucru care place lui Dumnezeu atât de mult. Și nu-i așa, place oricărui părinte. Când face ceva pentru copilul său și când copilul se întoarce la el și spune: tată sau mamă, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. De multe ori mă joc cu copiii și la sfârșit de zi vin copiii la mine și îmi spun: tată, îți mulțumim că te-ai jucat cu noi astăzi. Pentru că, într-adevăr, sunt momentele de suferare, din păcate. Și în momentul acela inima mea se parcă inundată de căldură și un sentiment greu de descris, dar probabil că l-a străit fiecare dintre noastră. Sau când facem ceva pentru copiii noștri și când copilul vine și spune: îți mulțumesc. Recunoștința și mulțumirea este ceva care place lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acea întâmplare când Domnul Iisus Hristos vindecă 10 leproși, se întoarce unul, mulțumește și pune Domnul Iisus acea întrebare care vă mărturisesc că ori de câte ori o citesc, parcă îmi sfâșie mie inima. N-au fost vindecați toți cei 10 leproși, dar ceilalți 9 unde sunt? Unde sunt? Mulțumire, mulțumire pentru ce nu meritam, spune aici, care v-a învrednicit. Nu eram niciunul vrednic. Nu eram niciunul vrednic. Și să fim mulțumitori lui Dumnezeu Tatăl pentru că ne-a învrednicit, ne-a făcut El vrednici. Și mulțumire pentru ce am primit. Ce am primit, cel puțin în textul acesta, în contextul acesta, spune să ne-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Sunt atât de multe domenii în care să fim mulțumitori. Încheiind, am vrut să pun înaintea dumneavoastră acest gând la început de an. Și îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră să trăiți o viață în 2016 într-un mod plăcut Domnului, în toate lucrurile. Să fiți plăcuți în viața personală, să fiți plăcuți în viața de familie, să fie un tată, o mamă, un copil, un părinte, care să trăiască o viață plăcută Domnului. În viața de adunare să putem trăi fiecare dintre noi o viață plăcută Domnului. În societate, acolo unde ne cheamă Dumnezeu, fie să lucrăm, fie să învățăm sau ce activitate desfășurăm fiecare, să trăim o viață plăcută înaintea Lui. Mi-aș dori mult ca fiecare dintre noi să putem avea acest scop. Doamne, cum? Și să lucrăm la acest scop. Cum pot? În ce domeniu vrei să lucrez? Unde este nevoie de schimbare în viața mea pentru a-ți putea fi ție plăcut? Și închei făcând o urare din cuvânt, dacă vreți, pentru acest început de an, tot în această temă, în Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Evrei 13, 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Amin. Amin.